Din punctul meu de vedere, de fapt, omul e deconectat de simțire. Corpul transmite semnale ori de câte ori avem de înțeles ceva, prin simțire, prin ce simțim. Se simt, nu știu, fiori, emoție, furnicături, dureri în diferite zone ale corpului sau chiar apar afecțiuni când omul persistă în emoțiile nebenefice. De fapt, despre asta e toată viața, toată ideea vieții omenești. Omul e construit să funcționeze după legile naturii sau legile universale, legile divine sau cum vrea fiecare să le spună. Și de fiecare dată când ele nu sunt respectate, când omul minte sau când are gânduri rele despre sine, despre altcineva, când judecă, când simte frustrare, furie, frică, judecată, când simte invidie, aroganță, omul își sapă singur groapa, ca să zic așa, care groapa se numește karma. Și viața este de fapt despre a învăța cum să ieșim din karma, cum să ieșim din astfel de trăiri și emoții, din a le vindeca și a ajunge să trăim în armonie, în iubire de sine și iubire pentru ceilalți, în acceptare, în recunoștință, în contribuție. Toate acestea simțite necondiționat. Ieșirea nu se face băgându-le pe toate sub preș și negând că ele există, ci se face dându-ne voie să le simțim. Vindecarea așa are loc, când emoțiile sunt simțite, când sunt procesate, când sunt vindecate. Iar cunoașterea divină este de fapt credința și conexiunea cu sinele nostru, cu Dumnezeul din noi, care se manifestă prin intuiție. Iar intuiția se manifestă prin corp, prin senzațiile din corpul fizic. Corpul fizic este cel care până când omul accesează abilități mai înalte, el creează comunicarea cu sinele nostru, cu sinele nostru divin și ne transmite mesaje prin ceea ce simțim. Deci omul, ca să facă diferența dintre cunoașterea falsă, cum ai spus tu, și cea divină, e suficient doar să-și dea voie să simtă și să persevereze în a face asta ca să perceapă din ce în ce mai clar mesajele transmise prin intermediul corpului fizic. Cam atât. Mai vorbim.